spre dumneavoastră, spre public, mai ales pentru că știu că câteva dintre rândurile din public sunt copiii pentru care le-am adunat astăzi aici, într-un număr mai mic, într-un număr mai mare, într-un număr mai generos sau mai puțin generos. Cred că cifrele într-o astfel de ecuație a spiritului contează foarte puțin spre deloc. Important este să pornim înainte ori de câte ori ni se cere ajutorul. Iar dumneavoastră ați făcut deja lucrul acesta venind spre primăvara vieții astăzi. Iată cât de frumos sună. Și iată cum primăvara înflorește prin deroadă, prin fiecare dintre cei care se vor așeza în fața dumneavoastră astăzi. Sunt și emoționată și încântată să vă spun că pe mai departe ne întâlnim cu Daniela Nane, pe care prima dată când am cunoscut-o ca moderator de programe de televiziune la Televiziunea Română, am avut bucuria plăcută a omului întâia oară, bucuria plăcută a omului de a găsi lângă el un alt om bun și frumos, cu un suflet cald și cu o mână întotdeauna întinsă spre ceilalți. Așa este Daniela Nane, mai departe de ipostazele în care dumneavoastră o întâlniți cel mai des. Ipostaza de actriță la Teatrul Bulandra, ipostaza de artist care se așează pe scenă și recită exemplar, așa cum va face și în această seară. Pe Daniela Nane am zărit-o deja în public, o aștept lângă mine. Între timp vă mai povestesc despre câteva dintre piesele de teatru care sunt convinsă la primele ciclopere și care au regăsit împreună pe Daniela, ne-am întâlnit și în lumea filmului. Să vorbim puțin despre școlile de arte importante pe care le-ai frecventat, Daniela, în țară și în străinătate, dacă ei să ne amintesc de institutele de arte din Berlin sau din Amsterdam. Să vorbim despre omul format care e întotdeauna interesat să agonisească în el însuși pentru a avea ce dărui mai departe. Am spus foarte puțin din ceea ce înseamnă omul și artistul Daniela Nane, dar sunt convinsă că fie și simpla prezența Danielei aici poate să traducă într-un fel ceea ce, repet, ai agonisit toată viața asta și încă și încă e loc să mai adaugi. Cu reverență! Mulțumesc mult pentru gândurile și cuvintele frumoase!